Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, pe canalul meu Luminița Tarot. Bine v-am regăsit. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Vă iubesc și vă mulțumesc, vă sunt recunoscătoare. E o satisfacție pentru mine. Mă bucur că ajung mesajele mele la inima noastră, la sufletul dumneavoastră. Voi face oroscopul zilei de mâine, 12 martie, bineînțeles cu tarotul, dar vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Voi face pentru semnele de foc, perbecleu, săgetător. Haideți să vedem pentru semnele de foc, pentru ziua de mâine, 12 martie, ce va fi, ce se va întâmpla în această zi pentru voi, dragii mei. Bineînțeles că voi începe cu zodia bebe. Dacă nu v-ați înscris încă la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui și noi ne vom conecta energetic și veți avea parte de beneficii în etalările viitoare. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru zodia Berbec. Ce va fi, ce se va întâmpla în această zi de 12 martie pentru zodia Berbec? Haideți să vedem, dragii mei, zodia Berbec, forța. Văd că e nevoie să dați. Trei arcane majore. Este o zi foarte importantă pentru voi. Eu văd aici că începeți noi cicluri în această zi. Vă ambiționați să depășiți anumite obstacole, să văd că veți avea parte de curajul necesar pentru a trece peste anumite provocări. Și aici văd că trebuie și să vă mențineți controlul într-o situație, că e posibil să fiți provocați, da? Aici văd că veți fi foarte inteligenți să plecați la drum sau să acționați. Văd foarte multă pasiune și poate unii dintre voi chiar sunteți născuți într-o zi de 11, 21, 3, 18, 9. Pentru unii dintre voi văd noi începuturi, să știți, și văd și pasiune. Văd pasiune și văd pasiune pentru a termina un ciclu, pentru a rezolva o situație, pentru a duce la bun sfârșit o chestiune care vă stătea acolo sau nu erați mulțumiți. Și luna aici îmi spune că veți pleca la drum sau veți intra în legătură cu femei de peste hotare sau cu persoane de peste hotare. Văd că începeți un nou ciclu, dar începeți ceva nou, dar și în același timp doriți să-l terminați. Văd că veți avea parte de succes. Văd că veți face drumuri în această zi, unde ați mai fost, undeva în trecut și unde veți merge, văd că e posibil să simțiți că aveți anumite secrete sau dușmani ascunși în drumurile dumneavoastră, să vă întâlniți cu anumite persoane din trecut sau unde ați mai fost. Văd anumite preocupări, anumite iluzii care le faceți. Poate dumneavoastră doar vă imaginați și vă gândiți doar la tot ceea ce e rău, dar vi se cere să vă ascultați intuiția. Da, aici trebuie să vă ascultați intuiția. Ceva nu vi se arată sau sunt secrete și dumneavoastră vă preocupați sau simțiți că sunt anumite secrete. Trebuie să vă adaptați în ce privește anumite provocări, da? Sunt mai multe lucruri de făcut și trebuie să vă adaptați la anumite sfide și provocări aici. Pentru a rezolva o chestiune, o situație. În lumea dumneavoastră, cu lumea, aici văd că vă veți certa cu cineva, văd o discuție mai aprinsă, să aveți grijă, da? Văd o discuție mai aprinsă. O luptă între două persoane pentru o stabilitate sau în casă, nu știu. Văd o discuție aici mai aprinsă între două persoane, aici, în familie, posibil. Cu persoanele care vă înconjoară. Și luna aici îmi spune foarte multă senzualitate și văd că veți flirta sau vă va atrage atracție magnetică între dumneavoastră și o persoană anume. Văd o femeie foarte senzuală aici. Văd momente de flirt, momente de iubire, de dragoste în această zi, zodia Berbec. Foarte bine. Cu o persoană care are născută într-o zi de 9 sau are numărul de destin 9.
Sau voi veți face preocupări și iluzii în ce privește această persoană, pentru că sunt persoane care încearcă să-i dea târcoale, da? Sunt persoane care nu stau la locul lor sau credeți că sunt secrete, dar și foarte multă senzualitate. Aici văd că conștiința dumneavoastră veți afla un adevăr sau veți fi mai atenți ca niciodată, veți vedea lucrurile din jurul dumneavoastră mai clar și doriți să știți, dincolo de aparențe, doriți să știți, să aflați anumite secrete. E ca și cum doriți să aprofundați mai mult o situație, să aflați mai mult în ce privește o persoană sau o situație. Și văd că veți lua la cunoștință anumite lucruri în această zi, vă veți da seama de anumite situații, cum stau în jurul dumneavoastră, cu anumite persoane din jurul dumneavoastră. Da, deci aici vi se cere să vă protejați, nu numai, să vă protejați și să fiți cu ochii în patru, da? Să vă deschideți ochii. În această zi văd că vă veți deschide ochii în ce privește anumite situații în jurul dumneavoastră. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă doresc o duminică plăcută. Vă doresc tot bine din lume. Noi ne vedem data viitoare. La revedere, numai bine, sănătate! Haideți să vedem pentru Zodia Leu. Zodia Leu, văd că în această zi văd visare foarte multă, visați, gânduri, iluzii, dar și o experiență emotivă. Dar văd și că există acolo o persoană în jurul dumneavoastră, poate mai tânără, imatură, să spunem așa. Văd că în această zi trebuie să faceți să reflectați în ce privește o muncă sau un nou proiect, un studiu, un nou curs. Văd că aveți emoții acolo și visați la aceste lucruri. Și văd că cineva fuge de anumite responsabilități, sunt lucruri nespuse, minciuni sau vă ascunde, cineva vă ascunde ceva și văd că sau aveți o speranță, dar totuși văd o manipulare. Șaptele de spate spune că cineva poate vă manipulează sau poate această persoană mai tânără, imatură. Sau trăiți o nouă experiență emotivă, poate veți cunoaște o nouă persoană sau sunteți la început într-o relație, ați cunoscut o persoană, dar văd că visați sau vă faceți gânduri despre această persoană, despre această relație sau în ce privește un studiu sau muncă, cum am spus, un nou job. Văd că aveți foarte multă fantezie și foarte multă dorință. Așteptați să vedeți cum decurge și văd o femeie brunetă, aveți speranțe la o femeie brunetă de intimitate sau poate dumneavoastră sunteți acea persoană, dar văd și că cineva dorește să lucreze sau dorește stabilitate în această relație sau la acest job, la acest nou loc de muncă. Doriți stabilitate. Aici văd că fantele de cupe aici, văd că în ce privește o instituție vă faceți, reflectați, în ce privește o instituție, dar văd că este un labirint aici și nu reușiți să ieșiți din acest labirint, din aceste gânduri, aceste emoții. Sunteți emotivă când vă gândiți la această situație, la stabilitatea dumneavoastră. Doriți stabilitate, dar nu reușiți să ieșiți din minte sau din labirintul acesta în care vă aflați în ce privește gândurile dumneavoastră. Șaptele de spade, văd că cineva v-a spus, vă manipulează și va fi o discuție în familia dumneavoastră, cineva vă minte sau ce fuge de responsabilități, vă ascunde ceva și văd că va fi o discuție mai aprinsă, vedeți, o ceartă, o luptă, poate între doi bărbați sau între două persoane. Și aici, în ce privește stabilitatea noastră sau casa sau o instituție, aici văd o pierdere. O pierdere. E posibil să se piardă stabilitatea sau e posibil să pierdeți ceva anume. Nu știu. Văd o pierdere aici. Poate va fi o pierdere în sensul că vă veți retrage dintr-o relație sau vă veți îndepărta de o persoană dintr-o relație sau un pact sau o colaborare, un angajament. Văd
o răceală, o despărțire sau o îndepărtare. Haideți să vedem ce vă transmite energia Reiki pentru voi, zodia Leu. Lumină. Aveți nevoie de clarificare, să aduceți lumină în viața dumneavoastră. Trebuie să faceți lumină, că nu vedeți ceva clar. Și nu reușiți să vedeți ceva clar și vă ține în suspans și vă ține în acest blocat, că nu reușiți să ieșiți din acest labirint și aveți nevoie să faceți o clarificare, să discutați, să clarificați și văd că se va lumina ceva, o clarificare, va ieși lumina, veți afla poate chiar și un adevăr sau e nevoie să faceți lumină, da? Să aflați un adevăr, să faceți o discuție, să clarificați anumite lucruri. Aveți nevoie de lumină. Aveți nevoie să ieșiți la lumină, într-un mod sau altul. Cred că poate pentru alții dintre voi va face bine această discuție, pentru că clarificați lucrurile și în acest mod se va face lumină într-o situație. Veți ști ce trebuie să faceți. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Vă iubesc. La revedere, numai bine, sănătate. Zodia Săgetător, îndrăgostitul, cu 4 de cupe și cu cavalerul de monede. Aici văd că sunt sentimente într-o relație de iubire și în această zi relația noastră de cuplu va avea o reală importanță. Și aici văd că trebuie să faceți o alegere sau vă aflați între două situații și trebuie să faceți o alegere și să faceți acea alegere cu inima. Și văd că în această zi poate veți avea parte de dubii sau îndoieli în ce privește relația dumneavoastră și acolo poate trebuie să alegeți între două situații, două persoane, nu știu, sau poate aici trebuie să faceți o alegere în ce privește studiile. Dacă sunteți născuți într-o zi de 6, dumneavoastră sunteți între două studii, două cursuri, două situații, două lucruri, oricum aici trebuie, văd că veți avea o probă sau un examen și trebuie să faceți o alegere. Trebuie să renunțați la un trecut pentru a merge într-un viitor, dar alegând cu inima. Și sau în ce privește o relație, văd că vă plictisește ceva sau vă dă un sentiment de plictiseală, o situație. Văd o neplăcere, un disgust sau o nemulțumire, o insatisfacție. Ceva nu vă convine, nu vă place. Și văd că veți pleca la drum să vă faceți utili, da? În ce privește stabilitatea dumneavoastră. Și poate va veni o propunere de la drum sau cineva va dori să facă ceva stabil cu dumneavoastră, dorește ceva stabil, o colaborare, un interes, ceva important, un avantaj, un profit de la drum. Sau trebuie să mergeți să ajutați pe cineva sau în drumul dumneavoastră sau să plecați dumneavoastră la drum pentru această colaborare. Cineva oricum dorește ceva stabil cu dumneavoastră. Haideți să vedem pentru zodia Săgetător. Aici văd că veți fi inspirat să vă alegeți, să faceți alegerea potrivită ascultându-vă intuiția. Văd inspirație și intuiție foarte multe, dar și senzualitate. Patru de cupe, poate unii dintre voi aveți chiar luna sau ascendentul în zodia Leu. Aici văd că cineva va fi generos cu dumneavoastră sau dumneavoastră va trebui să fiți generoși cu cineva, dar ceva totuși nu vă mulțumește. Poate că nu primiți ceea ce vă doriți sau nu primiți ceea ce meritați. Vă insatisface în ce privește anumite persoane din jurul noastră, poate într-o instituție sau într-un grup de persoane, vă aduce această neplăcere. Și văd că plecați la drum și la drumul noastră veți
comunica cu un tânăr sau un bărbat în semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, vești, noutăți, cu foarte multă excitare, adică cu plăcere, să plecați la drum și... Dar văd și un pic de nori, așa, norișori, preocupări în mintea dumneavoastră. Dar veți primi un mesaj care va ieși soarele, vă va duce inspirație, să spunem așa, și foarte multă comunicare, sociabilitate la drumul dumneavoastră. Trebuie să luați o decizie și să comunicați cu o persoană. Haideți să vedem pentru zodia Săgetător ce va fi în această zi de 12 martie. Serenitate. Vei avea parte de serenitate, să știi. Deci fii liniștit, că se vor liniști lucrurile, se vor așeza lucrurile pentru tine și vei fi mai seren ca niciodată, mai armonios sau armonie, liniște ca niciodată. Vei fi în pace, da? Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc toate cele bune. Noi ne vedem. Numai bine vă doresc. Sănătate multă. Vă doresc tot bine din lume. Duminică plăcută. La revedere. Numai bine.